ghicești și călătorești cu Europa FM. 8:38, ghicești și călătorești. Premiul de astăzi, ca în fiecare zi, 1000 de euro. În deșteptarea ghicești și călătorești, dacă știi unde am ascuns tichetul de vacanță, primești premiul. Avem câteva indicii pe site, pe europafm.ro. De ce râzi, Luca? Eu nu pot să mă bag la concursul ăsta deloc, că mi-e frică să nu fac vreo gafă, să mă dau un vilec. Zi un buzău. Exact. Prefer să merg închis. Zâmbesc, râd. Da, mă, că e simplu. Voi ne întrebați, noi răspundem cu da sau nu. Dacă răspunsul este da, mergeți mai departe. Puteți să mai puneți încă o întrebare și încă o întrebare. Dacă răspunsul este nu, totul se oprește aici. Hai să începem, să facem cunoștință cu Ioan. Bună dimineața. Bună, băieți. Neața. Ioan din Suceava. Salut. Bine venit, Ioan. Ce faci? Ce să fac? Muncă. Vreau să vă întreb cum de nu mai dați tricouri sau boxe. Boxele s-au terminat și tricourile le purtăm noi. Am înțeles. Pentru că soția Amelia mereu pe a meu și zic, poate mai găsesc unul. Am înțeles. Hai, okay. Poate facem rost de un tricou. Mi l-a dat când am ghicit că era în Barcelona tura trecută, sezonul trecut. Aha. Sezonul trecut, a, ce tare. Ce a fost la Barcelona, da. Am și uitat. Hai să mai facem. Hai să vedem. Hai. Este în Hai nordul Europei. Este în nordul Europei. De unde începe nordul? Că aici e problema. Știi, când zici nordul, na. De la jumate în sus. Și jumatea care e? Zi-mi așa ceva. Aproximativ. Zi niște țări care sunt la jumătate. Nu știu. Berlin. Berlin e un oraș, nu e o țară. Da, bine. A pus el jumătatea la Berlin. Aproximativ. Da. O să zic eu? O să zici tu, da. Da, da, e ceva în nordul Europei, da, dacă e să fie nordul, așa, nordul, da, e nordul Europei, da. Adică nu e mai spre sud, e mai spre jumătatea nord, de nord a Europei. Cum ar veni, da. Ai zis bine. Da, a, e bine. Am înțeles. Da. Nu mi-e clar pe unde există, pe unde trece linia mediană, dar la mai sus de Ploiești. Cum ar veni? Este în Anglia. În Marea Britanie. Sunt două diferite, că joacă și la campionatele mondiale diferite. Păi vezi dacă nu ai fost atent să citești pe site indiciile. Aia. Am pierdut o emisiune și cred că acolo m-am. Aia de ieri, da. Aia, da, 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 da. A fost întrebare care ar fi scos Marea Britanie, da, de acolo. Răspunsul este negativ. Ne pare rău, Ioan, mulțumim tare mult pentru tot efortul tău și pentru indiciile pe care le-ai adus în emisiune. Nimic. Am înțeles că ai un tricou pe care îl împarți cu nevastă. Ceea ce e bine. Georgiana, bună dimineața! Bine că nu dăm decât tricouri. Bună dimineața! Da, bună! Ia! Este la Marea Baltică. Marea Baltică. Eu nu cred că... Ce este la Marea Baltică? Nu, stai o secundă. Ce este la Marea Baltică? Dacă tichetul este la Marea Baltică. Mă rog, unde este ascunsă? Nu, adică ce înseamnă la Marea Baltică? Pe mare sau cum adică? Nu. Dacă țara respectivă are ieșire la Marea Baltică. Dacă nu are la Marea Neagră, poate are la Marea Baltică. Da? Nu? Răspunsul este da. Are ieșire la Marea Baltică. E ud acolo, e frig, e... Este cumva un oraș în Danemarca? Vezi cum te închizi singură? Că ai întrebat... Vezi în ce situații ne pui? Într-o situație foarte dificilă. Pentru că tu întrebi dacă este într-un oraș într-o țară. Aici sunt practic două întrebări. Poate să fie în țara respectivă, dar să nu fie în oraș? Sau poate să fie într-un oraș, dar să nu fie în țara respectivă? Înțelegi? Mă rog, asta B1 nu înțeleg. Nici eu nu prea înțeleg, dar... Prima, da. Răspunsul e este nu. Prima, mulțumim tare mult, Georgiana. Ipoteză de lucru există. Că poate să fie în țara respectivă, dar nu în oraș. Iată. Complicat. Dar sau poate să fie în oraș, dar nu în țară. Da, poate să fie în oraș din Danemarca, dar din altă țară. Cum? Da. Și tu ești acum, pe bune, te iei de toate detaliile astea. Păi lasă-mă că trebuie să fie oamenii foarte atenți, să adune indicii. Da. Poate să știe telefon? Mihai sau poate să nu știe. Ah, Mihai a plecat. Cred că s-a încurcat. Mai luăm pe cineva imediat. S-a speriat când a văzut că e cu Marea Baltică, nu e Danemarca. Deci o țară, zice, se cu ieșire la Marea Baltică. Și nu e oraș în Danemarca. Darius, bună dimineața. Salut, Darius.
Salut. Salut. Cum o vezi, Darius? Hai să vedem, băi. Ia, întreabă-ne. Are ieșire la Marea Baltică, deci poate fi... Întreabă-ne. Un oraș din Polonia. Deci întrebarea ta este... Este un oraș din Polonia? Da. Dar tu din ce oraș ești, Darius? Din Arad. Din Arad. El e dintr-un oraș din România. Da. Da. Dar dacă erai dintr-un sat sau dacă erai dintr-o cabană în vârful muntelui? Na. Răspunsul este negativ. Nu este un oraș din Polonia. Din Polonia. Hai că s-au restrâns lucrurile. Da, e în continuare complicat. Bun, deci am eliminat orașele din Danemarca și orașele din Polonia. Uh-huh. Dar n-am eliminat vârfurile muntoase din Danemarca. Nu cred că au așa ceva. Mamă, ce-i place să-i bage în ceață. Da, lacurile... Da, da. Podișurile, minele. Da, iată. Livezile. Concursul nostru continuă mâine. Mâine dimineață în deșteptarea. Căutați tichetul de vacanță pentru 1000 de euro. Succes! Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever. Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.